Deși se dorește a fi zonă turistică de interes național, Valea Jiului nu are în momentul de față un brand al zonei, cum nici în draftul strategiei de dezvoltare a Văii Jiului, cei de la PVC nu au identificat încă un brand, deși documentul urmează să ajungă pe masa celor din Uniunea Europeană în vederea aprobării finanțărilor europene pentru proiectele ce vor ajunge în Valea Jiului. Doi oameni ai locului, respectiv lupeneanul Emil Părău împreună cu Daniel Roșca, directorul B2B Strategii Timișoara, au definit câteva elemente tehnice din punct de vedere al proceselor de marketing și comunicare, după cum urmează. Conceptul de brand cu numele de Ținutul Momârlanilor, cu sloganul Urmașii getodacilor din Valea Jiului. Iar elementul vizual va fi lupul getic, stilizat, la nivel individual pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din Valea Jiului. Foarte important la propunerea inițiatorilor acestui demers este ca dreptul de utilizare al mărcii este oferit cu titlul de gratuitate fiecărei primării din Valea Jiului. Proiectul a fost prezentat de cei doi inițiatori primarilor din cele 6 primării din Valea Jiului, precum și primarului comunei Bănița, de lângă Petroșani, toți edilii susținând din plin ideea, urmând ca în ședințele de Consiliu Local să se vină cu un proiect pentru fiecare primărie în parte, acesta fiind supus dezbaterii și votului consilierilor locali. Cei doi vin cu argumente clare care să susțină acest brand regional de turism și produse tradiționale. Unul din inițiatorii acestui proiect, Emil Părău, ne explică de ce în viziunea sa și nu numai trebuie promovat și acceptat acest brand regional. Probabil un mic rol îl are și Ziarul Văii Jiului, pentru că de fapt de acolo mi-a venit ideea să crească Valea Jiului ar avea nevoie de un brand. Și atunci m-am gândit, măi ce brand, noi în Straja ne gândeam la Ținutul Lupilor, care și pentru că pentru schiori înseamnă ceva în această zonă, și având și acea siglă cu lupul dacic, am zis ce frumos ar fi pentru Valea Jiului să fie Ținutul Momârlanilor. De ce Ținutul Momârlanilor? Pentru că atunci când a apărut mineritul aici, momârlanii erau, vedeți că mineritul, din păcate, dispare, ei rămân și, bineînțeles, de ce nu și noi, care suntem născuți aici, care trăim aici, putem să ne spunem că suntem momârlani. Vedeți, nici eu nu sunt, eu sunt născut aici în Vale, am copilărit între momârlani, dar, de fapt, nu sunt momârlan, dar sunt mândru că sunt într-o zonă aici unde se păstrează tradițiile de mii de ani. Deci au toate aturile și nu, degeaba e scris acolo urmașii getodacilor din Valea Jiului, Ținutul Momârlanilor. Deci chiar sunt urmașii getodacilor și spun tradițiile care sunt, măsurat oilor, pițărăii, multe care s-au păstrat, inclusiv aceste haine, care dacă vă uitați pe columna lui Traian, cam acelea sunt, nu? Da. Așa că de ce să nu fim mândri că trăim în această zonă deosebit de frumoasă, pe care din fericire pentru noi, din ce în ce mai mulți turiști o descoperă și după ce o descoperă, sunt sigur că vor reveni tot timpul aici în Valea Jiului. 5 din 7 primarii cu care am stat de vorbă, inclusiv cu cel de la Bănița, de asta sunt 7, au spus că vor avea proiecte de hotărâre pentru acest brand. Da, eu cred că toți vor avea deci noi am prezentat la fiecare primărie și absolut toți au zis că da, sunt de acord cu acest brand. El va fi folosit gratuit de toate OAT-urile, nu e făcut pentru a câștiga cineva bani, din contră, să ne putem promova, să-i spunem cumva de această zonă. Vedeți dumneavoastră că și când spui Valea Jiului, mulți zic Târgu Jiu, Motru, Jiu în jos, e Vale, tot Vale, Valea Jiului. Ei, dar când spui deja Ținutul Momârlanilor, nu mai poate fi la loc decât aici. Și astea sunt. Și cei care sunt momârlanii și ăștia trebuie să fie, mândri că sunt momârlani și să îmbrace aceste haine, care din păcate majoritatea nu le mai au, unii deja le-au cam prăfuite, cam mici, dar de ce nu să credem că într-un an, doi, împreună ei, prin composesorate, prin aceea vor face un atelier să se facă aceste haine aici în Valea Jiului și să nu fim nevoiți să mergem să le facem la Hațic, la Alba Iulia sau în alte părți.